facilități și condiții pentru suspendarea creditelor curente sau restante ale fermierilor. Una dintre facilități este posibilitatea suspendării de drept a rambursării creditelor curente și restante cu scadență în anul 2024 până la data de 1 august 2025, conform declarațiilor ministrului Agriculturii făcute după terminarea ședinței de guvern. Sunt mai multe condiții pe care fermierii trebuie să le respecte pentru a beneficia de această facilitate. Cel care solicită suspendarea trebuie să dețină un proces verbal din care să reiasă un grad de calamitate de cel puțin 50%, iar dobânda percepută de creditor să fie mai mare de 2,5% plus robor pentru creditele în lei și de 2% în euribor pentru creditele în valută. Pentru cei interesați de acest subiect, vă prezentăm detaliile oferite presei de ministrul Agriculturii imediat după ședința de guvern de astăzi a executivului. Rambursării creditelor curente și restante cu scadență în anul 2024 pentru o perioadă de timp până la data de 1 august 2025. Sunt două condiții esențiale pentru aplicarea acestei facilități. Cel care solicită suspendarea trebuie să dețină un proces verbal din care se reiasă că a avut un grad de calamitate de cel puțin 50%. Dobânda percepută de creditor este mai mare de 2,5% plus robor pentru creditele în lei și 2% plus euribor pentru creditele în valută. Știu că s-a creat puțină emoție în legătură cu această măsură și am avut întâlniri cu toți actorii implicați în agricultură, de la fermieri la distribuitori, furnizori și instituții bancare și de credit. Le-am explicat necesitatea acestei măsuri și asigur pe toți încă o dată că această măsură nu se va aplica decât în cazul celor care sunt într-adevăr în dificultate. Rolul nostru este să sprijinim fermierii să-și continue munca, pentru că falimentele nu ajută pe nimeni, nici pe cei care oferă credite, nici pe distribuitori și nici pe furnizori. Și cu siguranță nu ajută pe nimeni să încetinim producția românească.